Bună ziua, oameni dragi, și bine v-am găsit la un nou episod din Poliția Fotbalului. După cum probabil ați văzut deja din titlu, astăzi o să încercăm să discutăm împreună trei faze. Uh, trei faze destul de suspecte, mulți spun că au fost uh, meciuri aranjate aici, alții spun că au fost greșeli. Aștept comentariile voastre, cum vi se par, dacă au fost pur și simplu niște greșeli sau poate au fost... Uh, mai mult de atât. Avem faza de la meciul uzbekistan Corea de Nord din 2016, de la campionatul sub 16 ani. Avem Nigeria-Scoția, meci amical din 2014 și avem Haka cu HJK Helsinki, nu știu exact cum se pronunță, sper că am pronunțat ok, din Finlanda în 2012. Și să le luăm pe rând. Aici avem uh, portarul Uzbekistanului care marchează un gol uh, împotriva celor de la Corea de Nord. Hai să vedem faza. Pur și simplu o degajare. Portarul este aiurea. să luăm de la început. Deci portarul degajează, se uită nici el nu știe unde e Dania, portarul se trezește, portarul e pe adversa Iurea, iese pe sub minge, după aia se oprește, după aia ar fuge, iar se oprește, își dă seama că o prinde, se aruncă pe burtă ca să nu o mai prindă și după aia minge ajunge în poartă. Incredibil, trebuie să mai vedem o dată. Bum, primul rând ce caută portarul acolo? Bum, se întoarce, poate să ajungă, se oprește, iar poate să ajungă, iar se oprește, vede că poate să ajungă, se aruncă pe burtă și acum sigur nu mai ajunge la această minge, să-i vedem reacția de după portarul Uzbekistanului normal, că se bucă, nu se aștepta portarul... Sper că mai trăiește portarul celor din Corea de Nord. E incredibil așa ceva. Aici o prindea, clar s-a oprit. Iar se duce, iar vede că o prinde, iar se oprește, după care plonjează pe burtă la intrare în care eu, ca să fie sigur și după aia când își dă seama chiar nu mai ajunge la minge, se aruncă cu totul. Bă, atât de, mă mai atât de slab să fii încât chiar să nu-ți dai seama și să greșești de trei ori, te oprești aici, te uiți, iar fugi, iar vezi o iar te oprești, te arunci pe burtă, acum nu au mai prins și acum îți dai silință. Ah! Ah. Voi ce credeți că s-a întâmplat aici? A fost pur și simplu o greșeală, a calculat traiectoria prost, după care s-a oprit, s-a gândit că nu mai prinde, după aia și-a dat seama că o prinde, iar a încercat iar s-a oprit un pic și a dat seama iar că o prinde s-a aruncat pe burtă la 10 metri de minge după care a realizat, bă, acum intră în poartă, hai că mă duc direct să, de ce, de ce nu a alergat cum a alergat pe final când a intrat mingea în poartă? De la început asta e întrebarea cel puțin suspectă această fază mergem mai departe, următorul meci. avem Nigeria Austria nu portarul nigerian Austin Ejide, în meciul contra Scoției, uh, reușește să își dea un autogol de toată frumusețea, care a fost foarte discutat la acea vreme. Uh, câțiva oameni spun că a fost faultat, câțiva oameni spun că pare că și-a aruncat singur mingea în poartă, hai să vedem faza. El este pe o centrare, reușește să prindă un pic mingea, un pic atins, apoi pare pare că mingea este aruncată în propria poartă, în timp ce țipă că a fost faultată. Hai să mai revedem faza încă o dată. Iese pe minge, o prinde cu ambele a mâini, apoi cu stânga, pare că mingea este aruncată spre propria poartă. Încă o dată să vedem. Uitați aici, are ambele brațe pe minge, pentru un portar știu că e destul de ok. Se pare că și vârful uh, de la echipa adversă îl atinge un pic pe umăr, nu zic, dar nu cred că vreun portar are instinctul să arunce mingea sau să-i dea drumul spre propria poartă, măcar încerci să, nu știu, în orice altă parte, după care pare că nici nu s-au opus, că mâna stângă o să vedeți, îi se tot duce spre poartă. <laughs> Și acum țipă disperat când își dă seama că vede că mingea se duce în propria parte. Hai să mai vedem încă o dată. <gântu -i> Centrare, iese, jenat acolo un pic, aruncă spre propria parte. Repet, eu poate sunt subiectiv, aștept și părerile voastre. Credeți că a fost pur și simplu o greșeală? Credeți că a fost faultat de către vârf care i-a dat peste mână în, cu asemenea forță încât efectiv a aruncat mingea înspre poartă? Chiar sunt curios ce, ce părere aveți și despre faza asta. Și mergem și la ultima fază de astăzi, cel puțin, și anume a treia. Meciul dintre Haka și uh, Helsinki, o să le zic așa că poate nu-i pronunț bine, din 2012. Uh, o fază foarte, foarte interesantă, care uh, la jumătatea terenului uh, cei uh, de la Helsinki repun mingea și uh, continuă jocul, iar în care eu se juca cu încă o adică sunt două mingi pe teren în același timp toată faza, uh, reușește să marcheze, dar uh, jocul se dispută practic în două părți ale terenului, haideți să vedem faza că e mai ușor să vedeți. Aici resping mingea, jucătorul liniștit se duce, bate out, continuă jocul, se joacă aici dar se joacă și la partea adversă, dacă vedeți în capăt, unde se marchează. Jucătorul observă că acolo a, a, cu echipierii au marcat, dă mingea ușor afară. <laughs> <laughs> încep protestele, bineînțeles, încep să oamenii să-i facă semne. Băi, vezi că se juca și la jumătatea terenului, se juca și la noi în care eu. Ce facem? Oia jucau acolo, era mingea în teren. Ești nebun, încerc să-mi dau seama ce îi spuneau. Oameni, se juca în două părți. Nu avem cum să validăm golul, arbitru nu ține cont. Se duce, se plimbă, revedem faza. <laughs> gajare aici. Mingea este reluată. Aici mingea e în teren, de mult, de două secunde. Aici, după cum vedeți, încă se joacă. Uitați, se marchează aici. Jucătorul dă mingea afară și nu se întâmplă absolut nimic. <laughs> Oamenii disperați spuneți că îi zic, băi, ce ai? ai? ceva contra noastră? Nu se poate, n-ai cum să validezi golul ăsta? Ai pus ceva la pariuri? Ai bilet că marchează ăștia? Nu e posibil așa ceva? Nu, nu, nu s-a întâmplat nimic. Eu mă mir că tușierii nu au luat aici Tu nu știu să... Bănesc că tușier... Uitați-vă, pentru că se vede clar aici că tușierul arată repunere și nu oprește jocul. Ba chiar urmărește faza în continuare, după ce le-a dat voie să repună, adică așa ceva... Sincer, mi-e greu să explic o o astfel de fază. De obicei când văd astfel de faze nu se pune problema. Ce se va întâmpla după? Golul este anulat, n-ai cum să validezi un asemenea gol. Încă o fază ciudată, asta este a treia fază de astăzi. Am căutat foarte mult pe net și le-am găsit pe aceste trei faze, dar mai am, mai am foarte multe. Dacă vă place seria asta cu faze dubioase, greșeli sau meciuri trucate, cred că o să zic, sau nu știu, greșeli uh, sau uh, intenții. Nu știu, mă gândesc la un titlu bun. Aștept comentariile voastre, vreau să discutăm aceste faze. Vă reamintesc că începe campionatul în România pe 13 uh, o să avem meciuri. În Germania, după cum probabil știți deja, a început campionatul. Uh, deci avem fotbal, momentan fără spectatori. Uh, în Danemarca am văzut că se discută despre oameni care pot sta virtual în tribune sau să fie niște cartonașe așezate să cumperi bilet la meci și în tribună să apară un cartonaș personalizat. Ceea ce mi se pare, na, ne bucurăm de ce avem, mi se pare o idee destul de bună, nu știu dacă o să se întâmple și la noi treaba asta. Mulțumesc în continuare că v-ați uitat, ne vedem data viitoare, v-am pupat!